pornii supriuși la curte, fără pic de demnitate, tot cu mile și sute, vom robi în străinătate, în noi arde, arde focul, de durerea strămoșească, Doamne, când ne dai norocul, pe români să liniască, lăsați-ne să fim stăpâni în casa noastră de români, țara se ne-o-ntregim, fericit să-mi ia să fim, lăsați-ne să fim stăpâni în casa noastră de români, țara se ne-o-ntregim, fericiți-mi ia să fim. Nu mai vrem în colonie, nici cu gurile legate, hai români la noi pe glie, să trăim în libertate. Nu mai vrem să știm de ștare, să trăim doar lucruri triste, nici să ne mai stea în cale lumânările țarise. Lăsați-ne să fim stăpâni în casa noastră de români, țara se ne-o întregim, fericit să-mi ia să fim, lăsați-ne să fim stăpâni în casa noastră de români, țara se ne-o întregim, fericiți-mi ia să fim. Lăsați-ne să fim stăpâni în casa noastră pe români. Bună seara! Bună seara tuturor românilor din întreaga lume! Bună seara, fraților! Știu că în seara asta vom fi mai târziu. Am schimbat un pic spectru, suntem în construcție, vom avea în curând un studio ca la carte, bineînțeles, cu multă muncă, fără bani, cu muncă voluntară, pentru a putea susține cele mai frumoase emisiuni pe care le vom susține de aici încolo. Bună seara tuturor celor care au avut inimă și au acceptat invitațiile, au deschis calculatoarele peste tot, au deschis telefoanele pentru a vedea apelul de seară. Aici emisiunea care vă stă la dispoziție de foarte mult timp, de aproximativ foarte mult timp, 4 luni de zile, 4-5 luni de zile de când am început să emisiunea, poate 6-7, pentru dumneavoastră, pentru toți românii din întreaga lume. O să salutăm pe cei care sunt prezenți acum, pe Marius Cloc, Lică Cucera, Dumitru Voloșin, bună seara, Lică Ciurea, deci mergem mai departe, Dumitru Doru Martinescu, bună seara, Petrică Nicolaeș, bună seara, bună seara, Tornade de Vest, de la Torino, Benone Vlad Muraru, bună seara, Maria Moga, bună seara, Mihaela Ciurea, bună seara, bună seara și domnului Petru Oanță de la București, bună seara și domnului Mihai Meheș, așadar, bine ați venit la apelul de seară, emisiune v-am mai spus care spune doar adevărul. Fraților, avem foarte multe de discutat în această seară, lucruri care vor fi văzute de către cei care sunt la putere,
lucruri care vor fi analizate de către analiști politici, lucruri care vor fi analizate nu numai de Cristian Tudor Popescu, pentru că am auzit că se uită la emisiunile noastre, și de către absolut toți băieții cu ochii albaștri. M-am săturat câte pagini mi-au fost sparte până acum. Ele sunt sparte nu pentru că nu i-ar interesa, sunt sparte de frică, au câte un morcov fiecare în fund, va fi criză de morcov la vară. Vă garantez eu, puneți din ce în ce mai mulți morcovi, că veți face bani, pentru că acești morcovi merg direct în fundul lor, în fundul celor care au frică de noi. Trecem la subiect și vom discuta primul subiect. Primul subiect a prins, un subiect pe care, de care toată lumea a auzit acum în ultimul timp la televizor. Bună seara, Cornelie, Liliana Iacinski de la Dorohoi, Petre Ișvan, bună seara. Bună seara, Mariane Bărbuia de la Torino, Ion Danciu, domnule arbitru, multă sănătate, respect și stimă. Deci discutam despre acest dublu sistem pe care ei l-au făcut, dar ei nu l-au conceput de acum. Deci au venit acum pe ultima sută de metri, a venit domnul Iohannis, omul care a văzut că îi se trage preșul de sub picioare, omul care nu prea a înțeles nimic de la politica românească, a scos pe toți peneliștii și prin țară și pe unde vorbesc de cei de la Botoșani, pentru că am văzut că domnul Moroșanu a pus pe Facebook un discurs a celor care conduc la această oră Consiliul Județean Botoșani. Nu am rămas surprins, am văzut acolo persoane, printre care și domnul Sorescu, printre care și alții, care scot hârtia din buzunar, deși au două, trei doctorante, facultăți și așa mai departe, și încep să citească despre hârtie, de pe hârtie două, trei lucruri care au să le spună publicului. Nu mare mi-a fost mirarea când am văzut că strigă jos guvernul, vor să strige jos guvernul, că în stradă erau adunați 1000 de reprezentanți, da, de oameni simpli, care nu aveau putere, răgușiți să strige jos PSD. Și au găsit ei de cuvință să spună că PSD-ul este de vină, că PSD-ul nu a făcut X și că PSD-ul nu a făcut Y. Acum, eu vin și întreb pe acești distinși oameni, că mi-am dat eu demisia în 2011 de la PNL, mi-am dat demisia pentru că, în direct la Diaconescu, la Dan Diaconescu, Dan Cristian Diaconescu, la televiziunea liberă românească, OTV, Oglinda TV, mi-am dat demisia pentru că domnul Crin Antonescu a venit la Botoșani și a spus: băi, fraților, noi facem USL. Unde erau acești nemernici care strigă acum jos PSD? În 2011, când am dimisionat eu din PNL, pentru că nu am mai putut rezista, că m-am săturat de demagogi, m-am săturat de oameni care își văd doar interesul și au văzut doar interesul și în momentul de față își văd fără nerușinare de interesul lor. Le-am scris, le-am spus exact ce le-a spus și Adrian Păunescu: plecați de aici cu o grabă funerară și nu mai albanizați această țară, băgați viteză că vă trece anul și s-a învechit și s-a ascultat șolanul și ce vă pot eu spune acum la plecare decât lozinca lui Fănuș cel Mare: nenorociților, se rupe șnurul la muncă, l-a bătut să rupi cu curul. Dragi peneliști, dragi useriști, dragi politicieni ai ultimilor 27 de ani de zile, luați-vă valiza și plecați cu o grabă funerară și nu mai albanizați această țară, că i-ați distrus averile și steagul, să ajungem în colonie de ocare care își va cere scuze în maghiară și prin complicități cu demoni apriți, ați desfințat uzine, câmpuri, fabrici și prin vânzări de țară infernale, ați omorât cu voi animale, la greul greu care mereu ne încearcă, răspundeți cu un greu de moarte parcă, și ați găsit și bolii un remediu. Trimiteți, întoarceți România în nebul mediu. Ce căzături de târfe, ce mizerii, v-ați desenat cu acul să vă sperii, dar voi nici sânge nu aveți prin vene, ci credite din călimări străine. Le știți lui Hitler și lui Stalin taina și împingeți Bucovina în Ucraina, așa cum și ceilalți limpezească valul. S-au lăcomit negustorind Ardealul. De unde sunteți, mă? Din ce găoace? Cum v-au putut părinții voștri face? Ce condimente l-a picat prin spermă de trădarea voastră atât de fermă?
și a spus nenorocita voastră labă pe această tristă țară basarabă și vreți cu amenințarea și cu biciu să o faceți curva voastră de serviciu, mimați respectul pentru cele spinte, dar vindeți și pământuri și morminte. Ați învățat examene severe, supunere poporului spre cere și toată zbaterea a fost degeaba, că nas mai mari voștri v-au închis taraba. Da, ați devenit actori într-o politică obscenă, ați devenit actori care nu fac altceva decât rău intenționat poporului român. De aceea, tuturor românilor care ies acum în stradă, le spun, fraților, cereți jos clasa politică, nu cereți jos PSD. Sunt mai vinovați peneliștii decât PSD-iștii. Prin faptul că 27 de ani de zile au acceptat Ciuma Roșie ca aliat, prin faptul că 27 de ani de zile au mers la vot și au votat, deși știau că Ciuma Roșie se află pe buletinele de vot, prin faptul că de 27 de ani de zile n-au reușit să spună nu mai mergem la vot, noi tot PNL-ul, pentru că nu pot să votez penal. Prin acest fapt, condamn PNL-ul, nu vorbesc de ALDE, nu vorbesc de toate partidele nenorocite, dar nu vorbesc de partide, atenție, de oamenii care au căpușat aceste partide, de acești nenorociți care mi-au închis 3 conturi de Facebook, de acești oameni care mi-au trimis oameni să le spun exact cum vine programul, pentru că au nevoie de programul nostru pentru a provocă de programul nostru pentru a face ceva pentru români, pentru că ei nu sunt capabili, provocându-mă și susținând că programul meu e o aberație. Dragilor, mă bucur extraordinar de mult, pentru că spuneți acest lucru înseamnă că nu ați înțeles exact și nici nu veți înțelege și nici nu vreau să vă spun, pentru că nu așa, sunteți băieți deștepți, aveți facultăți, aveți doctorande, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți de ce spun eu că acest program cu circuit închis pe care îl susțin este cel care repară România și ridică economia României în 10 ani cu 10 milioane de locuri de muncă. Haideți să vă văd acum că sunteți oameni cu studii, da? Cu doctorande în economie. Eu vă pot contrazice pe fiecare ramură în parte, pe fiecare segment a programului meu, pentru că este făcut de mine, de către mine. Și pot asigura poporul român că trecem ca prin varză prin ei și că putem ajunge acolo unde vrem și că poporul român este capabil să genereze profit. Profit intens. Profit mare. De aceea, nu uitați, atunci când vedeți un penelist în stradă, aruncați cu bolovan după el. Nu pentru faptul că ar merita o altfel de clemență, pentru faptul că s-a complăcut, se complace în continuare, se îmbracă penelist în continuare, a dat mâna cu PSD-ul, s-a făcut USL-ul, merg înainte și acum vor să dea jos PSD-ul, că PSD-ul ar fi făcut ceva. Dar PNL-ul a stat și 27 de ani de zile la putere, asistând și mâncând împreună, timp de 27 de ani de zile, înjosind pe toți oamenii din România, reușind până la urmă să-și facă averi colosale care sunt egale cu zero. Atenție! Am cunoscut oameni foarte deștepți din România care au fost foarte, foarte, foarte pragmatici și în loc să-și înmulțească vilele de lux, și-au înmulțit fabricile, și-au înmulțit locurile de muncă, pentru ca să poată trăi și alții. Am cunoscut însă oameni care au umplut conturile bancare, care au vile de lux, aveți dreptate, domnul Gheorghe Tirei, până acum câțiva timp, așa spuneam, dacă mi-aduc aminte eu acum
câtva timp urma să spunem că jocurile s-au făcut între toți, fără deosebire. Bravo! Ei, acum, numai acum a venit PNL-ul cu bănuți și buzunar, a adus oamenii în stradă, jos PSD-ul. Eu aș avea o întrebare pertinentă pentru toți liberalii din România. Le voi pune de câte ori mă voi întâlni cu ei și am să mă uit în ochii lor și o să-i întreb. Dragi liberali, nu vă este rușine că v-au dat ăștia pe YouTube că tot tineretul liberal nu știa cine a înființat Partidul Național Liberal? Că nu știau care politică face, de care parte e liberalismul, de dreapta sau de stânga? Că nu știau nimic despre Partidul Național Liberal, iar acei tineri la Congres urmau să primească funcții care pe viitor să-i propulseze în posturi cheie care vor conduce România și vor lua cele mai bune decizii pentru noi? Da? Ne-am săturat de prinții și beizadele care se sparg în fițe și în figuri, de șmecherași de lux și de lechele și de ale voastre seci progenituri. Când fiul meu învață și abacul îmi spune printre lacrimi, sunt șomer, îmi vine să vă dau la mama dracu cu tot cu parlament și minister. Ne-am săturat să faceți în permanență împrumuturi și să ne puneți din loc în loc câte o plancartă pe care scrieți. Acest proiect costă atât. Acest proiect costă atât. De ce? Oare cât o să ne mai credeți oi tâmpite, orbași de mulți, ori cai de călărit? Cât verânjii cu fețele cârpite când vă întrebăm de ce ne-ați jefuit? Șacal bolnav, mi se cam strânge lațul și mi se înfășoară peste bot. Căci Dumnezeu v-a luat somnul și bunul simț și etică și tot. Am ajuns în pragul disperării. Ați recunoscut pe față că lucrați la două capete, nenorociților. Se rupe șnurul la muncă, la bătut țăruși cu curul. Ați recunoscut pe față că sunteți două sisteme paralele. Da? Că aveți două sisteme și care aceste două sisteme le înlocuiți unul cu altul din 4-4 ani de zile. Iar poporul român stă și vă admiră de 27 de ani de zile. Ei bine, fraților, eu nu o să mă arunc să vă spun exact cum funcționează programul. Mă bucur extraordinar de mult că îl considerați o utopie. Pentru că dacă nu l-ați fi considerat utopie, deja ar fi trebuit să fie pus în practică. Deja economia României ar fi trebuit să duduie. Însă noastră considerați că eu amestec lucrurile. Nu le amestec, fraților, nu. Niciodată. Fiecare punct are obiectivul lui și fiecare obiectiv va aduce bani în buzunarul românilor. Fiecare care investește în acest program își va primi, bineînțeles, cota lui. Dar nu astăzi a câștigat pe o lună și a luat bani. Nu, la sfârșit de an se trag liniile și se fac dividendele pentru că lucrăm în agricultură. La sfârșit de an se fac calculele. Nu pot să-mi cer a doua lună bani. Da? Nu pot să-mi cer nu știu cât. Acum, dragi români, nu nicio problemă, dacă vreți să mergeți înainte cu cei care au fost și până acum, cu acești nemernici care vă dau 650 de kilograme de grâu la hectar, mergeți cu ei. Pentru că la anul, sau peste 2 ani maxim, nu vor mai da nimic. Pentru că deja au cumpărat mai mult din jumătatea suprafeței arabile a României. Îl salutăm. Hai să mai facem, să mă opresc totuși să vă salut, pentru că văd că v-ați înmulțit. Gheorghe Bărticel, Joldescu, Lenuța, bună seara, Tudorea Schicică, Mihai Harapu din Anglia, pe urmă banii
pe urma banilor curați din vânzări și împrumuturi, o să discutăm, domnul Tirei, în seara asta, de absolut orice. Sorinel, Joian, Mariana Bărbuia, Alina, Daniela, Sergiu, Mărinutu, Gianni Livera, Costel Bodoi, bună seara! Bună seara domnului secretar general, domnul Roman Alexandru, bună seara Loredana Hlm, Erica Merjan se uită la noi, îi spunem bună seara, Cristina Stângă, bună seara, om principal din angrenajul nostru, Călin Ionuț, bună seara, Florin Simedre, bună seara, Robert Gheorghe Muraru de la Verona, bună seara, bună seara și domnului Mihai Pușnei, îmi pare foarte rău, domnule Pușnei, nu vă înțeleg un singur lucru. Și n-am să înțeleg niciodată de ce vă este greu să puneți o fotografie la profil. Vă este greu să spuneți că eu sunt domnul Mihai Pușnei. Păi dacă aveți o personalitate, trebuie să fiți o personalitate. Omul care este personal, care are personalitate, nu trebuie să-i fie rușine să-și pui o fotografie la profil. Da? Deci așa mă gândesc eu, după părerea mea. Restul e după părerea noastră. Bună seara lui Dimi Mal, Mihaele Ciurea, bună seara lui Procopie Ciurea, de aici, de la Milano. Bună seara lui Iulian Spionu, bună seara, dragule, un tânăr de mare valoare. Toți cei care sunt obraznici ajung tineri de mare valoare, pentru că cei care sunt cuminți nu reușesc să facă mai nimic în viața lor. Teo Ireon și Vasile Turcu, Mihai Arapu, Alina Daniela, revin peste 30 de minute, Tornada de Vest, Petruța, Comărnicianu și așa mai departe, toți sunteți prezenți, vă mulțumim. Între timp s-a alăturat și Marius Coralipă, Elisabeta Buruntea. Fraților, dacă puteți să postați, v-aș fi recunoscător, pentru că suntem doar 62 de oameni acum. Suntem puțini, este foarte adevărat, ne-au blocat pe toți cei care postau din Forța România. I-a blocat, cum ne-a blocat și paginile, de asta nici nu ne lasă să mergem înainte ca să nu fim văzuți. Trecem la ale noastre. Vă spuneam că programul nostru va asigura 10 milioane de locuri de muncă în 10 ani de zile. Programul nostru este un program cu circuit închis economic și aici vreau să-i dau doar să le spun doar un lucru. Deci, nu poți să câștigi bani dacă nu investești și nu poți să câștigi bani dacă nu ai răbdare. Atâta vreau să le spun celor care sunt mari, au urmărit și mi-au șters toate programele, toate emisiunile mele de pe unde au apucat, au mai rămas doar cele care sunt pe YouTube și sper să rămână, pentru că YouTube nu are nicio, cum să spun eu, nu are nevoie să le șteargă, pentru că sunt emisiuni făcute la mama lor cu caracter și nu sunt emisiuni care nu am îndemnat pe nimeni să le ia capul și gâtul nimănui. Cu toate că până la urmă nu știi de unde bate vântul, din ce parte bate vântul, pentru că dacă continuă această nesimțită de clasă politică să iasă în stradă cu un tupeu de ăsta jegos, cum au făcut peneliștii de la Botoșani, jos PSD-ul, și după 27 de ani de zile, timp în care ei au avut la putere, timp în care au fost la putere, atenție, și-au demolat fiatura de la Plămânzi. Și mi-au spus, domnul Timon, m-am dus, le-am făcut fotografii, am făcut filmare, i-am înregistrat, m-am dus cu camera la primar, care era pedelist în vremea aia, după aia a trecut la PSD-ul, acum nu mai știu pe unde mai este, dar, atenție, primarul este pedelist, da? Primarul. Și atunci era viceprimar. Dom'le, nu ne putem băga. De ce? Pentru că este proprietate privată. Păi băi, oameni buni, filatura au fost făcută de către mulți oameni la un loc care au muncit, care și-au rupt spatele. Dăm cu piciorul în ea și o distrugem? Păi nu, că e proprietate privată. Bun. Astăzi, domnilor primari, domnilor viceprimari, domnilor consilieri care a stat și sub nasul vostru, treceau căruțe și mașini cu fier vechi, nenorociții care au cumpărat ferul vechi de la Flămânzi ca să se distrugă fabrica și și-au făcut vile mari în Flămânzi și ați distrus o fabrică unde lucrau 3.000 de oameni. Putea să rămână doar clădirea. În caz de calamitate naturală puteai să bagi, nu 3.000, 10.000 de oameni în interior. Să presupunem că plouă cu bucioasă.
Unde bagi oameni? Ați înțeles? Astea sunt mari probleme. Mari probleme pentru care fiecare dintre noastre, cei care ați guvernat în ultimii 27 de ani de zile, va veni o zi când veți răspunde. Ați fost factor de decizie. Ați fost oameni care ar fi trebuit să opriți jaful în România din toate punctele de vedere. Ați vândut toate fabricile, ați vândut toate terenurile care au existat în toate comunele, în toate orașele, nu a rămas nimic. Nu ați reușit nici măcar să vă ruiți ce a făcut Ceaușescu și rușine să vă fie. Pentru că în 27 de ani de zile, fiecare v-ați perindat la putere, fiecare, în fiecare zi, ați dorit să ciolan, ați dorit un fotoliu cât mai înalt, aveți pensii nesimțite în urma a două, trei mandate de consilier și așa mai departe, pensii, salarii, mă rog, afaceri. Și uite așa, din 4 în 4 ani de zile, vă adunați acoliții în jurul vostru, luați toate rudele și pe toți oamenii care mai sunt de binișor, veniți la PDL, că eu am stare la PNL, haideți să votăm PNL, haideți să-l punem pe Ludovic Orban, președintele României, sau pe Crin Antonescu. Bravo, stimați peneliști! Bravo, stimați pesediști! Ați vândut România? Ați recunoscut că sunt două sisteme paralele? Da? Adică românilor, deștepților, frumoșilor, au recunoscut oficial că timp de 27 de ani de zile pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem toți ca proști. Oficial au recunoscut. Și mai au tupeul deja vreo ordinare să iasă în față, să ia câte o foaie de hârtie. Tu care ai o facultate, un doctorand, un master, vii în fața națiunii să spui trei cuvinte, că vreau să încerc să le caut, dar nu vreau să le mai pun, că îmi fac rău. Și încep să citești de pe hârtie aia. Acești oameni ne-au condus timp de 27 de ani de zile. Acești oameni sunt oamenii care au ruinat România. Nu românii care muncesc afară. Românii care v-au băgat bani în buzunar, care au trimis bani acasă pentru a-și construi o căsuță, iar banii i-ați luat voi și ați făcut ce ați vrut cu ei. Și acum ne plângem că lucrurile nu mai merg bine. Și acum când prindem câte unul că își scoate capul sus, închidem pagina de Facebook pentru ca să nu vorbească, să nu se unească, să nu-și formeze o echipă. Păi, de 3 ori am băgat actele în tribunal și de 3 ori am fost respins. Un nenorocit de tribunal, că pot să le spun că acum nu mai pot să nu spun, pentru că acum eu nu mai sunt membru și nu voi mai fi membru, am voie, m-am retras eu din membru fondator, ca să pot să le spun ce vor eu, ce vreau eu. Vor fi doar simpatizat, niște nenorociți, domnilor judecători, domnilor procurori, domnilor imbecili, în momentul când depun actele și documentul unui partid, care se cheamă Forța România, și intră în registratura tribunalului TMB București și îmi pui ștampilă că mi-ai primit cererea, poți să-mi spui că mai există un partid care se cheamă Forța Românească și care are aceeași prescurtare ca și Forța România și că nu voi fi legalizat ca să schimb numele din prima? Sau ne lași așa ca proști să intrăm, să cheltuim bani, să ne dați cu flit, pentru ca poporul român să n-aibă un partid autentic care să lupte pentru cei care într-adevăr merită să trăiască? Pentru că i-ați omorât, ne-ați distrus din toate punctele de vedere. Nu mai există clasă politică. Există emigranți, există oameni săraci, lipiți pământului și există foarte mulți tâlhari în România. Cu diplomă, tâlhari care fură legal, care au furat toată viața lor, timp de 27 de ani de zile legal. Vreți să vă spun eu pe nume cine sunteți? Nicio problemă. Aveți răbdare. Un picuț de răbdare. Iulian Dincă, Timon, cu ce partid ții?
nu țin, eu am înființat Partidul Poporului Forța România sau Partidul Forța România și nu a fost legalizat, domnule Dincă. Eu nu țin cu niciun partid pentru că acești nemernici care conduc România acum încearcă să fure pentru ultima oară democrația din România și să o ducă înapoi la ei în casă. Atâta timp cât în România nu se ia puterea de decizie din mâna guvernantului, din mâna executivului, să fie trecută prin vot imperativ în mâna poporului, nu mai ieșiți, fraților, în stradă, că ieșiți degeaba. Nu le mai faceți jocurile, pentru că dați pe unii alții, v-au spus deja că sunt două sisteme paralele, da? V-au spus deja că se schimbă A cu B și că peste 4 ani pleacă B și vine A. Acest lucru îl fac de 27 de ani de zile, iar dumneavoastră spuneți PSD, după aia spuneți PNL. Ne-am săturat. Nu există așa ceva. Sunt doar super bogați, putreți de bogați, da? Care sunt mitocanii țării, care și-au bătut joc de poporul român și își bat joc în continuare. Vorba lui Vadim Tudor. Da? Acești mitocani și-au bătut joc de România, și-au bătut joc de copiii noștri și își bat joc în continuare. Ne pot spune de unde ei au bani când noi nu avem, când trăim în aceeași țară, acolo în România, când noi muncim aici și trimitem părinților noștri și fraților noștri bani, de ce nu sunt bani? Acei bani nu pot să fie ținuți în România? De 27 de ani de zile poporul român a pulsat și a pompat banii în sistemul românesc. Unde sunt banii aia? Unde sunt banii, fraților? Unde sunt banii pe lemnele care au dispărut din România? Cinstiți, ilustri senatori, parlamentari, deputați, procurori și judecători, care spuneți că sunteți oameni cinstiți, recunoașteți. Ieșiți în fața națiunii și spuneți, am mâncat 27 de ani de zile salariu mare, umflat, de la poporul român, trăiesc bine, am 5 bile și niciodată nu m-a interesat și nu mă va interesa de românul prost care muncește. Dar cel mai tragic este că nu-l interesează de fratele lui. El este judecător, are BMW-ul, are case, are bani, iar fratele este țărat. Dobitocilor, criminalilor, este scris în Biblie că atunci când hotărăște Dumnezeu, îți ia zilele și rămâi și fără BMW, și fără castelul ăla de lux, și ai dat toți banii ca să-ți faci castel de lux și BMW-ul neamțului, austriacului, danezului, și ți-ai lăsat pe fratele tău român să moară de foame în România. Și l-ai făcut sclav la multinaționalele lor, adică cu două mâini să meargă să-și câștige pâinea. Iar cu ce câștigă multinaționalele, să ia banii și să-i ducă în afara țării. Mai discutăm că acum, atenție, ceea ce propună nu mai devine al doilea sistem economic al țării, ci al treilea, pentru că unul din sisteme este un sistem economic care îl conduc ei, al doilea sistem care este paralel, de care recunosc, este sistemul care așteaptă să intre la putere și al treilea sistem trebuie să fim noi. Nu mai putem să așteptăm. Nu mai este timpul, dragilor, să așteptăm. De aceea vă invit în organizația noastră, vă invit în Asociația Agricolă Dacia Liberă, acolo unde vom reuși să ne strângem la un loc și să ridicăm țara. Am văzut acum 10 minute, da, mă uitam la un filmuleț pe YouTube. 50 de familii sau 20 de familii întâlnite pe internet, familii bogate, și-au închiriat apartamentele prin București, și-au închiriat totul
și s-au urcat în munte. Nu mai vor să fie stresați de celulare. Încep o viață ca băieții. Nu mai au nevoie să le vie banca, să le bată în ușă. Băi, dă-mi banul. Nu. Pentru că muncim noi, proștii, pentru ei. Ei s-au urcat acolo. Își trăiesc o viață liniștită. Pentru că noi nu suntem capabili să ne urcăm acolo sus și să-i lăsăm să stea acolo unde au investit și unde și-au făcut case de lux și vile de lux. O parte dintre ei și-au dat seama de realitate. Că nu vilele de lux sunt cele care aduc fericirea. Nu vilele de lux ne îmbracă pe noi. Iar cel care va produce hrană va trăi, pentru că însăși hrana, dragilor, hrana este aurul pe pământ. Atâta timp cât ai hrană, vei avea orice. Nu ai hrană, nu vei avea nimic. Atâta timp cât ai apă, vei bea apă, cum beau și eu acum, da? Și vom merge înainte. Nu vom avea apă? Nu vom bea apă. Vom bea apă infestată. Pentru că noi nu suntem capabili. Nu suntem capabili, fraților, să oprim șevronul, să oprim pe acești nemernici care vor să ne distrugă țara. Nu suntem capabili să spunem nu celor care vor să extragă aur cu cianuri. Nu suntem capabili să extragem aur așa cum extrageau agatârșii cu târnacopul, câte un pic, câte un pic, fără să creăm dezastre ecologice. Și toate acestea, în timp ce domnul Dragnea își face vile mari, da? Toate acestea, în timp ce noi, românii, de rând, suntem supuși de fiecare dată masacrului ordonat de către cei care sunt la putere. Sus, mai sus decât românii. Pentru că românii ăștia noștri care ne vând sunt niște oameni de nimic. Ce grea insuportabilă povară. Cum să le spui săracilor nepoți că am avut cea mai frumoasă țară și am lăsat o pradă unor hoți? Vinovăția o să meargă fața că țara în care morții noștri exact au luptat pentru ea mii de ani. Mii și mii de ani. Iar noi am pierdut-o într-un sfert de veac. Pentru că ne-a plăcut ori să nu mergem la muncă, ori să fim falși, ori să-i aplaudăm pe cei care și-au bătut și se bat joc de noi. Asta este. Deci să trecem la ale noastre. Este foarte ușor să-i balcucurești pe fiecare. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune înșirând cuvinte în goale, ce din coadă au să sune. E ușor să faci, să aduci în jurii. Mai greu este să te apuci de lucru, mai greu este să pui un program viabil poporului român pe masă, program cu care să-ți vezi și tu România ta în 10 ani de zile, la împărțeala cu jupânii, la mesele superbogate ale Europei. Asta dorim noi, cei de aici, din Partidul Poporului Forța România, cei care muncim pentru înființarea Asociației Agricole Dacia Liberă, cei care punem bani ca să putem cumpăra undeva un teren, primul teren agricol pe care vrem să-l cumpărăm, pe care să scrie proprietar poporul român. Cineva spunea, chiar din rândurile noastre, nu era lămurit, spunea, domnule, cum o să-mi vină mie banii respectivi? Păi o să vă vină, fraților. Haideți să căutăm un teren mare, lângă un asfalt, undeva lângă o stradă,
să fie trafic și după aia vă voi spune eu cum vin bani. Nu vă faceți probleme. Dar nu o pot face public, fraților. Că m-am săturat să le dau mură în gură. Le spun, ia luați de aici. După care vine Ciolo și spune, gata, știu, am soluția. A doua zi, mi-am spart conturile, mi-am închis toate firmele care le-am făcut eu. A început să urle, să zară într-un picior pe golbra Cotroceni. Salvăm satul românesc, salvăm satul românesc, USR, trăiască USR. Unde mai șeful ăla de la USR? Cum îl cheamă? Papagalul ăla pe Striț, care lua bani și plătea, că ăla era găuzarul care lua bani de la Soros și care venea la protest și făcea garagații, îi dădea câte 500 de lei, câte un pachet de țigări. Da? Aia de la USR-ul. Unde să ia? Unde sunt programele lor alea viabile? Sunt? Mi-l pui și mie pe internet, vreau să-l citesc. Ce vrea să facă el pentru țară? Dar să-mi demonstreze cu punct și virgulă de unde se iau banii, unde ajung, pentru că noi, atenție, am spus, nu mai vrem împrumuturi. Ne-am săturat să fie împrumuturi făcute pe spatele nostru, să plătească copiii copiilor noștri. Pentru că într-o zi, fraților, se blochează tot, nimeni nu vă da bani la nesfârșit. Într-o zi va spune, gata, acum îmi vreau bani înapoi. Ce veți face voi? Ce vei face tu, Ecareci? Ce vei face tu, Mircea Man? Marius Oralipă? Mariana Bărbuia? Răzvan Totorazan? Tenciu Vasile? Ce veți face în momentul în care vă veți trezi că au venit la voi la poartă Banca Europeană să spună, fraților, de mâine, terenul ăla pe care l-ai pe vârful dealului nu mai este a tău. De ce? Pentru că deputatul X și cu deputatul Y l-au votat, l-au pus în funcție pe domnul Dragnea, iar domnul Dragnea a semnat un contract cu Banca Mondială sau cu Banca Centrală Europeană. Și domnul Dragnea nu a plătit, el a luat bani mulți și a făcut vile unde au dorit și a făcut starea lui, după care domnul Dragnea, cum este și domnul Ponta Viorel, care a dat pământul brâncovenilor ca să se facă moschee, da? S-au retras. Și acum ei au o viață privată și nimeni nu-i poate să întrebe, pentru că atunci când a semnat, erau reprezentanții poporului. Și acum vă întreb eu, dragi partizani, în momentul când eu am scris inițiativa cetățenească legislativă, ceea ce este legală din punct de vedere pe orice teritoriu a unui stat democrat în această lume actuală de astăzi, nu de ieri și nu de poimâine. Această inițiativă legislativă care cere să recunoașteți astăzi suveranitatea poporului român. Să recunoașteți astăzi că poporul român este cel care ia decizii și dumneavoastră ca atare trebuie să vă conformați, pentru că aveți salarii pe care le plătim noi. Dar poporul român refuză. Poporul român este alături de PNL în stradă și strigă PNL, PNL, jos cu PSD. Mai dacă striga PNL, PNL, PSD, USL, cum era? Ați uitat de la mână până la gură? Vreți să spuneți că sunteți oameni, că sunteți responsabili în fața copiilor noastre? Așa vreți să spuneți? Că vă asumați responsabilitatea prostiei pe care o faceți timp de 27 de ani de zile, când ăștia au recunoscut verde în față că au două sisteme paralele, că se schimbă X cu Y? Când vă rog, acum sunteți 92, în loc să postați câte 20, de 30 de ori să fim 2000 în direct aici, nu postați. Dacă mergeți pe live-ul unui cu țâțele goale, care cântă manele, imediat ați umplut internetul, ați făcut audiență 400, 500 pe loc, 600 la una, era una umflată, ca și mine. Bă, eu sunt umflat pentru că sunt camionist. Eu nu fac mișcare, mai mult stau pe scaun. Asta este meseria pe care o fac aici. Da? Dar aia era umflat așa, cu două țâțe mari, cât roțile de la Alfa Romeo, pe care le am eu, și care, pe lângă faptul că era analfabetă și că nu știa să scoată un cuvânt din gură,
Nu mai râdea. Și avea 400 de oameni în direct. Bravo! Asta am ajuns noi, societatea românească. Astea, ăștia suntem noi. Noi suntem români. Suntem români. Ce le vom spune copiilor noștri? Ce le vom spune nepoților noștri? Vă uitați că acum mai aveți pe lângă casă un curcan și două găini? Păi stați că n-a intrat încă buzganian în ele, cum trebuie. Că o să vă ia bani până și pe penele pe care le smulgeți să le băgați în perine. Până și pe penele alea o să vă ia bani. Pentru că nu sunteți capabili. Veniți și mă înjurați pe mine în loc să văd acum că postați că ajungem la 1000 de vizualizări. Vreți să ieșim în stradă? Avem inițiativa legislativă. Ieșim în stradă și le spunem fraților, de mâine limba română este obligatorie pentru toți românii, cei care nu cunosc limba română, le retragem cetățenia după un an de zile. Le dăm voie un an să înveți. De mâine, istoria României se predă încă din clasa 1 în toate școlile de pe teritoriul României. De mâine, drapelul național ăsta de aici, pentru că o să vedeți că până de Crăciun o să am tot spectrul făcut așa cum trebuie. Sunt în renovare, v-am explicat de ce. Da? Vreau ca de mâine drapelul României să fie la intrarea în fiecare localitate de pe teritoriul național. Au 4 intrări localitate, 5 drapele frumos arborate. Când intră ungurul pe ținut românesc, să vadă, băi, aici e România. Aici nu este țara lui Cioloș Baci. Aici este țara românilor, a dacilor, pentru că niciodată poporul roman nu a fost capabil să ajungă să învingă dace până la Nistru. Niciodată. Atunci, străbunii mei care au locuit la Cernăuți, de unde cunosc limba română? Pentru că n-am fost romanizați niciodată. Ne-au inventat ce au vrut ei. Ne-au distrus istoria. Ne-au distrus poporul. Ne distrug copiii. Ne-au distrus familiile. Ne-au distrus pe noi. Am ajuns în vârstă, cu boli, muncind ca sclavi în țările lor și muncim ca sclavi, deși am muncit în țările lor 30 de ani. În România nu s-a concretizat nimic. Muncim tot cu două mâini, dar la fabricile lor. Pentru că noi românii nu avem fabrici. Pentru că noi românii nu suntem capabili să ne mobilizăm. Pentru că noi românii nu suntem capabili să facem aici în diaspora o asigurare colectivă, să ne luăm morții de la morgă și să-i trimitem în România. Pentru că noi românii ne-am săturat de fiecare dată de gogoși, dar le susținem pentru că ne plac mirosul lor. Vecinul meu, cumnatul meu ajunge consilier prezidențial. Lasă că-mi dă și mie. Nu-ți vă da mă niciodată nimic. Ce fel de minte aveți, ce minte verea aveți și inventivă. Vă fură ăștia și grâul din colivă, fraților. Și zahărul din ceai vă fură. V-au furat totul. Unde sunt banii pe apartamentele pe care noi le-am cumpărat de la noi? Pentru că erau apartamentele României. PNL-ul în acel moment era la putere, era pe val. Mergeți la toți peneliștii ăștia nenorociți, care erau împreună cu PSD-ul și care au recunoscut că sunt două sisteme și care cu ajutorul DMR-ului au făcut stânga-dreapta, dreapta-stânga. Mergeți și întrebați acum, băi fraților, uitați, aici tu ți-ai cumpărat un apartament cu o sumă modică. Ok, mi-ai dat și mie și am cumpărat un apartament cu o sumă modică. Dar spune și mie unde sunt banii pe toate apartamentele astea. Pentru că apartamentele astea au muncit pe ele bunii noștri, străbunii noștri, da? Unde sunt banii? Unde sunt banii de pe păduri? Unde sunt banii de pe fierul vechi din industria românească care au creat-o la fierul vechi? Băsescu, unde sunt banii pe vapoarele României? Unde sunt? Că atenție, poate nu știți, vreau să mai candidez odată.
domnul Băsescu, în curând îl veți vedea că candidează, că deja este președintele PMP, da? Și că va candida în Moldova și obligatoriu românii trebuie să-l accepte ca să facem unirea cu Republica Moldova și să mai punem odată halogenul ăsta al dracului Chelios, să ne conducă și să ne lumineze nouă, să ne lumineze casa și masa. Când a spus să trăiți bine, dar nu cum trăiesc eu, plecați în străinătate, doctor, plecați, că noi trebuie să eliberăm țara, să ajungem, să avem 25 de locuitori pe kilometru pătrat în județul Tulcea. Băi, și aia din Sahara, dacă îi aduni, sunt mai mulți de 25 de oameni pe kilometru pătrat. Ca să ajungem la această sumă, e nenorocire, e nenorocire. Am ajuns și vom ajunge sclav cu acte în regulă pentru că ne complacem și că strângem rândurile lângă PNL ca să dăm jos PSD-ul. Băi, fraților, dacă ieșiți în stradă, ia invitații pe toți să plece acasă. Ia invitații pe toți să plece acasă și să luăm odată țara asta să o luăm înapoi și vedem noi ce facem. Facem un guvern de Uniune Națională, ne vom strânge cei care au fost în străinătate, da? Cei care sunteți acasă, apropo, nu vreau să mai aud pe nimeni în țară să vorbească de noi că suntem apatrizi. Pentru că noi v-am trimis bani, iar voi nu ați știut să faceți ce să faceți cu ei. Ați avut bani în România. Noi de 27 de ani de zile am pompat bani în continuu în România. Miliarde de euro. Unde sunt? Pentru că dacă ați fost capabili, ați făcut bani să se învârță, România astăzi nu murea de foame. România asta nu mai stătea la mâna ipocriților și a nenorociților care își bat joc de poporul român. Suntem obligați să facem vaccin copiilor. Suntem obligați să mâncăm mâncare injectată cu hormoni. Suntem obligați să acceptăm Monsanto. Suntem obligați să acceptăm toate alimentele cu euri. Suntem obligați să acceptăm toate zgârciurile de carne care se fac în abator în Germania. Trimitem carcasă. Carcasa este măcelărită de către măcelare români. Ce rămâne pe oase și cu zgârciurile de piele este făcut salam și este trimis în România la un preț mai mare, atenție, decât este în Germania, pe piața germană. Noi mâncăm mâncăruri alese. De ce? Ne complace. Nu suntem capabili să ne unim. M-am săturat să văd ingineri, doctori, academicieni, profesori universitari care stau pe margine. M-am săturat. I-am invitat. Veniți la luptă. Veniți să punem acest program pe care eu l-am muncit pe greu 10 ani de zile împreună cu o echipă. Vă voi prezenta până la urmă acei oameni. Nu pot acum pentru că ăștia sunt în stare să-i spun și ei. Așa cum mi-au spus și mie toate paginile, așa sunt în stare să spun și ei toți oamenii aia. Și o să vă-i prezint. Dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai mulți. Nu au curaj, domnule, să iasă în privat să-mi dea telefon. Apropo, telefonul meu 0039 329 189 4725. Răspund la orice oră din zi și din noapte. Nu sunt capabili. Nu sunt capabil să recunoască. Ne spune domnul Vasile Forgaș, domnul Timon, o să vină vremuri grele, foamete. O să vină al treilea război mondial, o să vină noua ordine mondială a lui Satan, care vor exterminarea omului de rând și credința cuvântului Bibliei. O să se adeverească Dumnezeu s-a supărat. Aveți dreptate, da. S-a supărat, o să distrugă lumea, sunt puțini care scapă. Bucureștiul e un oraș blestemat care o să dispară înghițit de pământ. Haideți să nu fim chiar atât de pesimiști, dar vă spun, nu mai pot, atenție,
la pana de vulpă. Eu am curaj să vă spun, chiar dacă mă faceți xenofob, faceți-mă cum vreți voi. Spuneți ce vreți despre mine. România nu este Sodoma și Gomora, iar pe teritoriul României nu merită să trăiască homosexuali. Nu interesează că e femeie, că e bărbat. Vă convine vouă? Luați acasă la voi, băi. Aia care spuneți că, ce să fac, eu sunt de acord, l-am văzut pe Mărincuș. Știi, eu sunt de acord, dar nu vreau să-l văd pe stradă. Cum să fii de acord, mă? Nu există așa ceva. Eu vă spun sincer, dacă ajung la putere, îi dau 2 luni de zile și dispare de România. Nu mă interesează. Pe teritoriul România nu este Sodoma și Gomora. Băi, accept aia într-o zi, în altă zi accept altceva, în altă zi vine unul, te pune curatele în sus și îți face ce vrea el pentru că el zice că el dirigează țara ta. Ne-au distrus din toate punctele de vedere. Și noi acceptăm în continuare și aia, ce să vezi, domnule? Ce să vezi, domnule? Ce să vezi cum mai bate eu din palme să aplaud PNL-ul care țidește de pe hârtie? Ce a făcut PSD-ul în ultimii 5 ani de zile? Și în urmă cu 10 ani de zile PNL-ul bătea din palme și spunea USL, USL, haideți să ajungem cu toți la putere să mai furăm ce mai avem de furat. Acum nu mai au de furat. I-au lăsat pe afară. I-au lăsat în altă parte. Asta nu ne caracterizează pe noi românii. Ești român adevărat? Ridici capul sus. Ești român adevărat? Răspunzi copilului tău cu adevărat. Ești român adevărat? Haideți acum să reconstruim țara înapoi. Ești român adevărat? Nu mai lăsa să se infecteze apa. Nu mai lăsa americanul să intre Chevron în România și să-ți distrugă stratul freatic de apă de sub Moldova. Te vei băga degetul în gură și vei cumpăra apă la litru cu prețul pe care îl vrea el. Ești român adevărat? Nu lăsa ca salba de hidrocentrale, hidroelectrica, să fie dată pe mâna samsarilor, că au distrus totul, au distrus rețelele, n-au întins un cablu în 27 de ani de zile. În 27 de ani de zile nu fac altceva decât să ia acei bani, să-i bage în buzunar, să-i ducă în Europa, iar românii să rămână așa cum sunt. Vă convin aceste lucruri? Vă convin lucrurile acestea? Dacă vă convin aceste lucruri, dacă vă convine ca fiul tău, fiica ta, nepotul tău, mama ta să trăiască în România la mine limita subsistenței. Vine iarna, acum n-au ce pune pe foc și eu mă duc și cumpăr peleți de la supermercatul de aici, care spune Holz Industry. Știu că acei peleți sunt din scoarța copacului care a fost în România. Dar am cumpărat doar peleți. Lemnul respectiv unde este? Banii respectiv, că cu banii pe toți copacii care i-au tăiat, ajungeam multimiliardari fiecare. Unde sunt banii pe petrol? Băi, fraților, voi mai puteți răbda, mai puteți sta și vă uita la cei care vă fură, care vă cheamă în stradă să strigați pentru ei jos PSD-ul? I-ați întrebat, băi, mergeți frumos, spune, dacă mergeți frumos, mergeți la unul de ăsta, de un penelist de ăsta care vă cheamă și vă pune să strigați jos PSD. Și spune, domnul penelist, uite, eu strig acum jos PSD, merg cu matale, fac ce vrei, dar spune și mie ce faci matale de mâini pentru mine, pentru familia mea, ce faci tu? Și dacă îți va spune că eu îți dau ție ceva, spui, faci acest lucru pentru toți acești frați ai mei care se cheamă români din spatele meu, care sunt zeci de mii, sute de mii, milioane? Nu. Și atunci, de ce eu trebuie să vin în stradă pentru tine? De ce trebuie să te aduc eu pe tine la putere, că ai stat 27 de ani de zile și când a trebuit ai făcut cu demereu majoritate ca să-mi faci mie legi, să mă execuți și să mă trimiți afară din țară? Ați făcut cu demereu ce ați făcut și ați primit Monsanto în țară, da? Avem mâncare modificată genetic în România.
avem magazinele pline de euro și nu sunt ale noastre. În fiecare zi dau faliment câte 3, 4, 5 fermieri români că nu mai pot să-și plătească mâncarea la animalele care le cresc. Și le sunt luate la carcasă. Nu mai au voie să le taie. Nu mai au voie să le facă cârnați, ca cârnații aia să ajungă pe mesele românilor din străinătate, cu bani mai buni. Nu, nu mai au voie. Păi de ce ar avea voie? Nu, carcasă trebuie să o vândă neapărat în Germania. Mire de albină se urcă în tir în Germania. O diluează cu apă și o bagă în supermercat la ei. Nouă ne trimite mere sintetică. Mâncați români plastic. Mâncați, că vă trebuie și pulpe din plastic. Mâncați plastic, da? Păi dacă nu sunteți capabili să mâncați ceva normal, dacă nu sunteți capabili să înțelegeți că România nu mai poate, s-a săturat România. Unde sunt banii lui Dan Diaconescu ce i-au manipulat din partid? Domnule Stanciu, întrebați-o pe doamna Simona Man. Întrebați-l pe generalul de carton, pe nenorocitul ăla care nu răspunde și nu a răspuns niciodată în viața lui. Ați înțeles? Asta este problema mare a poporului român. Problema mare a poporului român și a națiunii române este că nu suntem capabili să recunoaștem. Da, am greșit. De mâine însă, de astăzi, nu mai vreau să greșesc. Vreau, nu mai vreau. Asta trebuie să spun. Nu mai vreau. E greu să spun nu mai vreau. Să fiu prost. Nu mai vreau să te slujesc pe tine, politician ipocrit, care ai jurat că faci ordine în România, care ai jurat că îmi pui o instanță. Arătați-mi și mie unul condamnat, dragi. Arătați-mi și mie un credit. Băi, l-a scos pe unul, vreau să văd în 27 de ani de zile, în 30 de ani de zile, dar de la Revoluție, că au luat un politician, că l-au scos, l-au băgat în pușcărie, l-au condamnat și i-au confiscat averile, că s-au vândut averile lui și că statul a recuperat 5 lei. Arătați! Că eu nu văd. Pe ce lume trăim? În țara cui trăim? Pentru cine muncim? Pentru copiii noștri niciun caz nu. Pentru că dacă am fi muncit pentru copiii noștri, dacă v-ar fi păsat de copiii dumneavoastră, nu i-ați mai fi lăsat acum să iasă în stradă, să-și pună culoare galbene și să-și pune jos PSD. Și nu i-ați mai fi aplaudat. Oare nu se întorc strămoșii noștri acum în groapă? Oare nu se întorc ei, nu se întreabă oare ce e? Ce faceți, fraților? Că am murit la Smârdan, am murit la Plevna, am murit la Măreș, Mărășești, Oituz, am spus pe aici nu se trece. Am întors armata germană din loc, am murit cu nemiluita. Pentru ca țara să fie liberă și independentă, pentru ca voi să vă numiți români, să trăiți liberi în țara voastră, să aveți o economie, v-am ridicat fabrici și uzine, v-au ridicat și Gheorghe Udel, v-au ridicat și Ceaușescu, 1250 de întreprinderi mari. Lucram cu toți în România. Ce lipsea? Nu avem o baie. Ce aveți voi, mă, față de ce era în 1989? Dacă ați fi stat 20-30 de ani de zile acasă. Că mă întreb, asta, atenție, lucrul ăsta eu mă întreb pe mine. Dacă aș fi stat acasă 30 de ani de zile, aș fi făcut ceva. Aș fi dat din mâini. Aș fi avut o casă simplă, modestă. Acum ce am? Ce aveți voi? V-ați făcut o centrală? V-ați făcut o baie plus în casă? Și v-ați dat o tigaie de mașină? O tigaie care nu costă nimic. Care mâine, dacă i-o sărit o rată pe stradă și a intrat într-un capăt de pod, o arunci la fier vechi. Ce așa mare avere aveți? Ce ați realizat în 27 de ani de zile că vă ține legați în Europa? Frica că nu veți avea ce mânca. Veți mânca. Adică vine irachianul, vine thailandezul, vine sirianul și nu moare de foame în România?
Și voi, de aici, Europa, muriți de foame. Dar noi v-am pus un program la dispoziție. Și v-am spus așa, băi, muncim, trimitem bani în Asociația Agricolă Dacia Liberă. Eu voi fi acolo, îmi luați capul. Și o luăm de la capul. Și vă spun, astăzi, puneți bani, cumpărăm teren, pe terenul ăla la spal, care îl cumpărăm, facem sistem de irigații, am pus grădină, deja punem în vânzare ce producem. De mâine vede ăla că ia cu roaba castraveții și care și pune pe taraba omului. Da? Și atunci chemăm agricultorii, tu ce produci, mă, lapte? Adă 200 sticle de lapte, pune pe masă aici. Tu ce produci, băi? Cireșe. Adă 2 cireșe, pune pe masă aici. Și haideți să cumpărăm de la noi și să mâncăm sănătos românești, bă, frate. Și o să vedeți că banii vin. Ai pus un leu, la sfârșitul anului o să avem 3. Nu o să câștigăm cât ne dau ei. Că ei acum ne dau pentru că au, pentru că ne dau tot dintre-a nostru. Nu ne dau dintre-a lor. Noi acum suntem săraci. Dar dacă nu dorim să facem lucrul ăsta, ce o să facem? O să batem din buze, o să cântăm la muzicuță, da? Păi că asta vor să ne facă, să cântăm la muzicuță. Bravo, frate! Hai să ieșim încă o dată în stradă, mai aplămodăm o dată PNL-ul, îl mai luăm pe ăsta de la USR, îl punem lângă PNL, mai vine și ALDE și s-a format guvernul. Și a spus, a schimbat guvernul. Ce ați realizat, măi? Ia explicați-mi mie. Ca să facă majoritate, mai e o dată și UDMR-ul, pentru că trebuie să conștiințească limba maghiară oficială în Ardeal. De mâine când ai să treci granița în Ardeal, o să trebuiască să spui nemțudor romanul. Sau să asculti nemțudor romanul. Eu nu înțeleg ce spune, pentru că eu n-am învățat limba maghiară. În țara mea nu am nevoie să știu maghiară. În țara mea trebuie să vorbesc românește. Da? Iar noi ne complacem în halul ăsta pentru că vine PNL-ul și spune, bă, că îți dau în seara asta, îți dau eu de o bere, îți dau eu un mic și un grătar, hai și strig în locul meu. Păi, i-am văzut pe aia la Botoșani, la PNL, citeau de pe foi niște analfabeți care au diplome de doctorande și mastere. Niște analfabeți care nu sunt capabili să lege două cuvinte. Niște analfabeți care nu erau în stare să strige jos PSD, pentru că furaseră alături de PSD. Și pentru că nu poți să strige jos PSD, pentru că PSD-ul arată cu degetul, băi, pirea al dracu, dar nu erai cu mine? Nu erai lângă mine? Nu ți-am dat eu aviz când ai cumpărat casa aia pe gratis? Nu ți-am aprobat eu soției tale să meargă să lucreze directoare la spitalul de nebuni? Nu ți-am aprobat eu lui X și lui Y din familia ta să trăiască mai bine? Și atunci ce vorbim, fraților? Ce vorbim? Nu suntem noi cei care suntem de vină? Sau sunt ei? Păi, ce mai vreți mai mult de atât că au recunoscut? Că au două sisteme paralele. Pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Ne uităm unul la altul, ne aplaudăm, bravo! Tot înainte, că înainte era mai bine pe timpul Ceaușescu. Fraților, criminalul a murit. Dar ce a făcut criminalul pentru România nu o să mai facă 20.000 de ani nenorociți ăștia de democrați pe care îi vedeți și îi aplaudați, îi vedeți lângă voi, mă, pe stradă. Înțelegeți? Asta este trist. Când tu te întâlnești, te ștergi de la care a vândut toate magazinele cu operații de la plământ, care se cheamă că eu nu mă păzesc, Vasile Mănuca. Au muncit strămoșii noștri, au muncit tații noștri, au muncit bunicii noștri și au construit magazinele sătești. Acele magazine au fost vândute de către cei care gestionau Coop Botoșani. Coop Botoșani s-a făcut proprietar pe toate magazinele sătești din județul Botoșani. Și Amironesei, un comunist de primă clasă, a făcut o gașcă de șmecheri, de președinți de ăștia, de cooperative, și au lichidat cooperativa. Și până și în ziua de astăzi, merg la slujbă, atenție, mai au doar un sediu sau două de vândut. Se șterg de voi cu hainele, vă sfidează pe stradă și merge ca să-ți vândă în continuare
Magazinul pe care a muncit bunicul tău și tatăl tău. Iar ție ți s-a făcut un supermarket ca să cumperi mâncare injectată cu hormon și modificată genetic, pentru că așa vor ei. Râd în nasul vostru, iar voi îi aplaudați. Bravo, măi, să trăiești. Băi, cum poți să mai chem un astfel de om? Mai poți chema un astfel de om? Om? Eu nu cred că mai putem chema astfel de oameni oameni. Eu nu cred că atunci când ieșim în stradă, trebuie să ieșim să fluturăm steagurile. Să spunem jos PSD, jos PNL. Nu! Eu cred că trebuie să strângem 150.000 de semnături de urgență, adică că fiecare dintre noastre merge la primar și spune: domnule, am descărcat de pe pagina Partidului Poporului Forța România o inițiativă legislativă, e asta, o vedeți? Am nevoie, am tabelele și vreau să-mi dai un om să merg în oraș sau în comună să strâng semnături, pentru ca să vadă că eu semnăturile nu le plătesc și că nu le strâng de la aia care sunt mori de foame. Așa spune legea România. Și mergem casă în casă și strângem 150.000 de semnături pe inițiativa legislativă. Inițiativa legislativă care sună cam așa. Acum vă pun, o scot ca să vă pot să o citesc, că n-am altfel cum, să vă pot spune despre ce e vorba. Celor, bineînțeles, care nu cunoașteți. Pentru că este o serie dintre noastre care le știți mai bine ca mine, care știți cap-coadă absolut toată această inițiativă legislativă. Mergeți pe pagina Partidului Poporului Forța România la fișiere. O veți găsi. O puteți descărca. Puteți merge, luați tabelul care este acolo și după ce ați luat tabelul, trecem la treabă. Trecem la treabă, dragilor. Asta trebuie să facem noi. Trebuie să trecem la treabă. Adică, mergem în fiecare comună, mergem la primar, domnule primar. Aceasta este inițiativa legislativă propusă de un mare dobitoc român, la fel ca și mine. Acesta este tabelul. Eu vreau să strâng semnături. Dați-mi un om care vine cu mine. Doi, trei, câți vreți voi. Vă dă oamenii respectiv și mergeți prin sat. Și o luați de dimineață și până seara. Și vă mai opriți seara când ați terminat. Și a doua zi și a treia zi. Poporul român va semna. Vă citesc inițiativa legislativă. Inițiativa legislativă, inițiator principal Timo Lipciuc, redactată astăzi 8-7-2017 Milano Cornarendu, având în vedere situația prin care trece poporul român în ultimii 27 de ani de zile, grupul de cetățeni compus din Timo Lipciuc, Roman Alexandru, Răzurcă Elena, Ciurea Mihaela, Mehiș Mihai, Ferraru Marinela Nicoleta, Gianni Ionuț Duță, Ștefănescu Victoria Lucica, Dorofte Cornelia, Martinescu Doru, Colocaru Simion, Bodoi Costel, Neagu Costel, Ailinei Dan, Neagu Daniela, Elena Bălan, Pana Elena, Boiașu Eliza, Toma Florin, Gheorghe Chirei, Codiță Ioana, Vardare Iordan, Iotic Silvia, Irescu Costel Gabriel, Moroșan Marian, Tăsică Marian, Toncu Marcela, Radu Mihai, Rotar Toni, Neagu Alexandra, Andrei Dani, Pașnic Bace, Ancuța Ioana, Bărbuia Mariana, și alții care se identifică prin iubire de țară și de neam, propun organelor competente din conducerea României inițierea dezbaterilor la următoarea inițiativă cetățenească legislativă, după cum urmează. Recuperarea în regim de urgență a ponsonului de aur al României și trecerea la exploatarea aurului de către noi. România nu mai poate să aștepta la mila altor popoare cu mâna întinsă atâta timp cât Dumnezeu ne-a lăsat aceste bogății să ne dezvoltăm. Fraților, așa cum extrageau agatâri și aur, punem, nu mai extragem aur cu ceanuri. Vom intra în mine cu târnacopul și vom strânge aur. Vom bate moneda națională a României în aur, pentru că ei nu au altceva decât două stampante cu care fac bani. Iar eu, Timon Lipciuc, m-am săturat să muncesc pe hârtii.
Hârtiile alea nu au valoare. Legea Timon vă vorbește despre posibilitatea de retragere a votului pe care l-ai dat politicianului care nu te mai reprezintă. Dumneavoastră puteți citi de pe aici, de aici, vă arăt unde, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Vreau doar atât să vă arăt pașii Partidul Poporului Forța România. Vedeți dumneavoastră, la tastați, apăsați la fișiere și aici la fișiere vă arată inițiativă legislativă. Da? Dați click pe ea și se deschide. Și o aveți, da? Legea votului, introducerea juraților 3, introducerea juraților în instanțele judecătorești și așa mai departe. Aveți toate punctele posibile pe care eu o să le citesc în continuare. Partidele care nu își respectă în proporție de minim 65% promisiunile electorale atunci când ajung la guvernare, având majoritate, vor fi șterse definitiv și revocabil din registrul partidelor politice. De ce ar mai fi trebuit să avem acum noi PNL, PSD, UDMR, ALDE? Nu! Aceste partide sunt nocive. Oamenii care sunt acolo sunt nocivi. Da, oamenii care sunt acolo și care conduc acele partide sunt cei care nu mai doresc binele strămoșilor noștri, nu mai doresc binele strămoșilor noștri, adică strămoșilor care au făcut și au acum strănepoți. Iar strănepotul este obligat să iasă în stradă și să aplaude PNL. Strănepotul este obligat să plece în Anglia, să lucreze așa cum lucrează și prietenul nostru de acolo, Aurel Dumitru. Strănepotul este obligat să plece în Italia, strănepotul este obligat să plece în Spania. De ce? Pentru că trebuie să facă bani. Ca acești bani să întrețină pe cei care sunt acasă în România. Da? Și cu acești bani din România să se construiască fabrici străine în România. Adică unde să muncim noi, ca sclav, când ne vom întoarce în România acasă. Asta dorim noi pentru poporul român? Eu cred că nu. Dacă nu, inițiativa legislativă. 150.000 de semnături, spune mai departe, 5, partidele care nu și-au îndeplinit șterse, 6, interzicerea sondajelor de opinie a referitoare la procesul electoral al partidelor politice și a candidaților lor și mai ales comunicarea lui către populație prin mass media, va trebui să facem partide noi. Noi, oamenii simpli, și nu avem șansă să ne ridicăm, pentru că ei te etichetează la 1% și chiar dacă ai 50, te fură orice, și grâul din colivă și zahărul din ceai, chiar și acidul din borviz, dacă asta vrea partidul. Partidul Paravan pentru Mafie. Ce dreaptă? Care stângă? Bani să fie. Partidele sugașcă interlopă ce-au speriat întreaga Europa. E plină fiecare pușcărie de hoți ce-au șterperit o butelie, ori două pâini, un cablu, o carcasă, n-aveau ce da copiilor pe masă, iar voi întreaga țară ați curat-o pe buze, tot cu UE și cu NATO. Ați dat tăinul la toți beneficii și ne-ați prostit cu foc de artificii. Paragina-i regină, jaf total, parcă a trecut războiul mondial. Și ca un animal înfometat a stat la pândă și ați adormecat și colții ați înfipt în beregată. Nu ați avut nici mamă și nici tată, iar prada a stărit-o în bărlog, făcând de mișcări de șarpe, ori hârciog. Pământuri, codri, școli, chiar și spitale, retrocedări vizibile, legale, nerușinați și lacuri ați furat cu acte false și compliși la stat. Invazia lăcustelor, după cum v-a spus, e o glumă. Față de blestemata voastră ciumă, mă uit la voi cu scârbă și sictir, ce tare mirosiți a cimitir,
lasciate il tiro volto mai la squalo. Voi per i primi che volete in squalo, male. Squipazzi noi che la stilpulli in famiglia, ci ha sborlizzo in fondo il puscherie. A ciò che ho figlio mi dare un gratuito, se voi disprezzuiesi la infinita, non sentiezzo a me, sentiezzo a smarruzzisci, per bani vostri, ci per voi mi pisci. Noi avem nevoie, fraților, de bani ca să trăim în România. Avem nevoie însă de noi toți prezenți în România ca să ne putem recupera țara. Să putem munci. Schimbăm. Eu știu să-ți fac o poartă, tu vii și are în grădină. Eu știu să are în grădină, tu vii și îmi zidești un perete. Și vom trăi. Nu e nevoie de miliarde, e nevoie de umanitate, e nevoie de cinste, onoare, e nevoie de iubire, de neam, de țară și de copiii pe care aveți. De copiii pe care mâine Bândica Mândruțu îi vei trimite în Italia pentru că tu vei fi bătrân și nu vei mai putea munci. Și vei spune, băi, Alinuța, dragă, tati, și Mihai, ia luați voi autobuzul și duceți-vă și munciți cum am muncit eu în Italia, că trebuie să trăiesc și eu, nu trebuie să mor, să mai trăiesc și eu vreo 5 ani. Și uite așa, vor pleca de acasă și vor veni aici. Oare voi, ăștia care locuiți aici, nu știți cum este aici în străinătate? Oare nu știți cum e? Oare copiii noștri merită să stea aici? Domnul Stanciu, nu trebuie să cotizezi cu niciun bar ca să iei semnătura omului. Omului arăți, frate, o obligativitate răspunderii penale a magistraților care încalcă legea și care greșesc în deciziile luate pe nedrept și trecerea la plata penalităților pe care îi impune CEDO atunci când pierd procesele către noi, către popor, să plătească avocatul, să plătească judecătorul care a greșit. Ce îți plătesc eu? Dar eu iau salariul în locul lui? Eu dacă greșesc rămân fără permis, nu mai pot conduce camionul? Sunt multe lucruri de spus, mergem mai departe. Obligativitatea absolută de introducerea istoriei naționale în toate școlile de pe teritoriul național. Nu mai vreau să văd că România nu se știe de Mihai Viteazul. Păi, cine a fost Iancu de Hunedoara? Matei Corvin. Ștefan cel Mare. Nu, acum trebuie să știm cine e Cioloș, cine e Soros, trebuie să știm de al doilea sistem pe care au recunoscut că îl au, trebuie să știm toate astea. Asta este partea proastă pe care, din păcate, va trebui să o trăim. Din păcate, ar trebui să ne mobilizăm și nu reușim datorită faptului că voi nu mă acceptați pe mine în fața voastră. Nu mă acceptați să lupt pentru voi. Dacă nu am girul vostru, nu am cum să mă duc să bat cu pumnul în masă și să cer ipocriților de la putere să plece. Nu am cum să implementez programul de relansare a economiei naționale la care muncesc de 10 ani de zile. Nu am cum să urlu și să fiu auzit pentru că televiziunile nu mă primesc. Nu am dreptul eu, nu are dreptul Aurel Dumitru, nu are dreptul altul să iasă, să spună care e adevărul. Nu, noi trebuie să fim văzuți de puțin. Fraților, sunteți 177, 10 postări de fiecare ar face 1700 de oameni aici. 1700 de oameni ar vorbi. Uite ce se întâmplă. Da? Fiecare dintre noi ar putea da mai departe.
Asta este adevărata treabă pe care trebuie să o facem noi. Să dăm mai departe. Îmbracă-l pe cel dezbrăcat, hrănește-l pe cel flămând, aruncă-ți pâinea celui sărac și mâine îl voi găsi pe ape. Dezleagă lanțurile robiei, rupe orice fel de jug și mâine Dumnezeu îți va binecuvânta viața și vei trăi, nu vei muri. Dacă Dumnezeu a hrănit păsările cerului, nu o să ne hrănească și pe noi ca popor în România? Adică nu poți să pui un hectar de roșii, un hectar de roșii, fraților, atâta legume cât îți trebuie ca să-ți faci mâncare ție și să crești un porc sau doi care îi tai pe an și să ai o capră care două care îți dau lapte? Și mai au jumătate de hectar pentru pâine, muncești la altul. Îi dai lapte și îți dă greu ca să-ți faci pâinea. Nu trăim? Oare? Nu putem arunca celularele alea de slie în aiba? Trebuie să avem în permanență, alo, ai adus banii la bancă? Da? A, nu ai adus? Păi stai că trimit acum șmecherii pe capul tău. Ce mă interesează că sari de la etaj? Nu, sari în cap, nu mă interesează, mi-mi dai bani. Bă, dați banii tăi, oameni buni. Din 1989 până astăzi, băncile n-au plătit impozit la stat pe motiv că Mugurii Sărescu a ieșit și a spus că n-au făcut profit. Deși în anii 1980, 1982, 1991, 93, dobânda la Banca de Dezvoltare Română era 180%. Deci dădea, luai un leu și plăteai 3 înapoi. La Banca Agricolă era 160%. La Banca Comercială era 140%, 150%. Și ei spun că n-au făcut profit în România. Da. Dacă ne complacem așa, ne merităm soarta. Ne merităm soarta. Asta este. V-am spus, inițiativa legislativă, luați-o de acolo, luați tabelele, semnați pe fiecare tabelă în parte, mergeți la primar, cereți, frate, vreau să semnez aceste tabele. Asta e inițiativa, a explicat oamenilor, adunăm 150.000 de semnături, punem pe masa guvernanților. Mergem la ei și spunem, fraților, astea sunt doleanțele noastre. La sfârșitul tuturor aceste inițiative legislative scrie în felul următor. Vă citesc ca să știți. Scrie în felul următor. Că așteptăm ca această clasă politică care este aleasă de către noi să publice în monitor oficial de urgență aceste legi, așa cum au publicat și legile domniilor lor în monitor oficial. Dacă nu, ei au răspuns, pot să ne răspundă în 90 de zile. După 90 de zile putem ieși în stradă și putem cere eliberarea României de către gașca mafiotă instalată la putere de 27 de ani de zile, de către acești nenorociți, dar suntem îndreptățiți. Am dus 150.000 de semnături de pe teritoriul României. Am pus pe masă totul, inclusiv la punctul 24, unde scrie recunoașterea de către toate autoritățile statului român, administrație prezidențială, guvern, senat, parlament și curte constituțională, că poporul român este suveran. Și el decide legile care trebuie să aplicate în România, nu cei care ne conduc. Răspundere penală obligatorie pentru cei care se opun voinței poporului de a-și revendica drepturile de popor suveran, drepturi câștigate cu sânge în războaiele duse de către strămoșii noștri. 26. Obligativitate reprezentativă a celor implicați de a fi factori de decizie și reprezentanții ai diasporii să fie desemnați și votați de către diaspora, nu numiți de către politicieni. Oare nu v-ați săturat
să vă reprezinte cineva pe care nu l-ați cunoscut vreodată în viața voastră? Păi cum vă reprezintă omul acela? Spuneți-mi și mie dumneavoastră care locuiți în străinătate. Cine vă reprezintă? Cum îl cheamă? Domnul Ioan Stanciu, tineretul din ziua de astăzi nu mai respectă pe părinții lor, fiindcă noi am plecat la muncă în străinătate, am lăsat-o crescut cu bunicii, i-am lăsat în fața calculatoarelor, i-am lăsat în fața televizoarelor și nenorociții ăștia au îmbolnăvit pe copiii noștri mental. I-au făcut să sufere după părinți, i-au făcut să sufere după dragostea părintească, i-au făcut să fie plini de sine, de încredere în sine. Cum vrei să te respecte dacă tu îi trimiți odată la o lună de zile 300 de euro și nu vorbești odată cu el la telefon? Cum să te respecte copilul ăla? El cu aia 300 de euro merge de 3 ori la crâșmă, se îmbată și a terminat. Restul lunii suferă de foame pentru că nu are pe mama care să o învețe. Uite măi, hai să facem mâncare împreună. Hai să tăiem o gobaie, așa se spune la noi la țară, o găină, o gobaie. Hai să facem un borș de la românesc, moldovenesc, care te face să se lingă pe buze până și cei mai mari străini care vin în țara noastră. Da? Haideți să punem de o mămăligă de aia așa, căturata carului, care mai explodează câteodată, nu? Așa este. Ia să vedem noi cum explodează mămăliga. Pentru că avem nevoie. Avem nevoie să mai explodeze. Haideți să ascultăm această melodie pentru toți românii. Permiteți-ne să vă aducem un mănânc de timp de ce patriotice, compuse, bineînțeles, de pavilionașii liberali decât generalul, pe care le dedicăm tuturor românilor, atât din țară, dar și de peste hotare, care simt românește! Ești omul e la lumină, că vor putea
Da. Domnul, am aici un cărcotaș. Am un cărcotaș care o să-l trimit acasă la el. N-a pasto dialo. Chiar acum, ca să se simtă în largul lui. Domnul Han l-am blocat, că îl blochez acum, că n-am, eu cu oamenii ăștia n-am și discut. Ăștia sunt niște nenorociți de oameni pe care eu nu trebuie să-i suport. La revedere, domnul Han. Ok? La revedere. Bun. Mergem mai departe, ne vedem de treaba noastră, ne vedem de viața noastră, ne vedem de noi. Fraților, v-am pus la dispoziție, pe lângă inițiativa legislativă, un program bine închegat, un program pe care noi îl vom pune la punct, îl vom începe. Am început să strângem bani pentru Asociația Agricolă Dacia Liberă, această asociație care v-am explicat, cu care vom forma sistemul economic pe care noi ne dorim. În concluzie, vreau să vă anunț că avem câțiva membri care au pus deja bani. Înscrierea în această asociație este 100 de euro și 5 euro pe lună. Acum o să trebuiască să vă explic de ce sunt nevoie acești bani. Să nu vă închipuiți că cu 100 de euro de la 2 români se poate face ceva. Nu. Cu 100 de euro de la toți românii putem face cu adevărat ceva. Putem schimba România. Putem da drumul la aceste centre ale Asociației Agricole Dacia Liberă, care să pună în valoare și să poată vinde absolut toate produsele agricole românești, ale noastre și în special ale țăranilor care nu au posibilitatea să meargă să-și ducă produsul într-un supermarket străin. Pentru acest lucru va trebui însă să avem răbdare, să luptăm, pentru că mulți vin, mulți sunt cârcotați și spun, domnule, dar o să ne iasă bani, nu o să ne iasă bani. Dacă nu trecem la treabă, nu o să iasă cu siguranță niciodată nimic. Avem nevoie de oameni din țară care doresc să lucreze, care doresc, acum toată lumea trebuie să lucreze, doar noi știm toți absolut. Deci nu putem să nu cresc roșiile singure. Acum va trebui să montăm un solar în care să facem răsad. Răsadul respectiv trebuie să-l punem pe un teren, să facem o mare grădină de legume. În față vom face ca un magazin,
un copriș, copriș, se spune în Italia, un cort special care să nu te ploaie, să poate să se asigure în un ambient de magazin în interior, un ambient în care se vor vinde absolut toate produsele din spate, care vor fi aduse verzi, abia recoltate, plus alte produse, cum ar fi lapte, cum ar fi cele ambalate, da? Ca și la piața românească. Dacă vom face astfel de locuri în România, dar ca să punem toți mână de la mână la început, avem nevoie și de un tractor acolo, pentru că cu freză, că trebuie să lucreze absolut totul, să lucreze pământul ăla. Avem nevoie de apă, trebuie să facem irigații ca grădina noastră să dea randament. Avem nevoie de oameni care vor munci la acest proiect și care vor lua salari, vor fi întreținuți de noi cei de afară care trimitem bani. Este greu până facem primul obiectiv. Deci vom produce bani și vom avea și noi bani, vor avea și aia salarii. Deci cel care nu știe, nu știe, dar cel care crede în programul pe care eu îl am, va avea de câștigat. Avem nevoie de voi toți, de cei care doresc să intre în Asociația Agricolă Dacia Liberă, să vină, veți fi trecuți în chat-ul asociației, facem ședință în fiecare săptămână, totul va fi transparent, la lumină și așa mai departe. Abia atunci, când vă veți instala, când vă veți înregistra, veți primi toate detaliile absolut, fără niciun fel de problemă. Cei care sunt deja membri pot confirma lucrul acesta, o puteți întreba pe Mihai Meheș, pe Câmpian Florentina, pe Mihaela Ciurea, pe mai sunt Tavio Zon și mai sunt, nu mi-aduc eu aminte pe toți, cei care au pus bani, domnul Mihai Meheș are lista lor. Îl salutăm pe domnul Mare Mozăceanu, care se uită la noi, este colegul meu de cabină, care poate spune multe despre mine. Pentru cei care nu mă cunosc personal și îl cunosc pe domnul Mozăceanu Marin, dacă vor să detalii, îl pot întreba pe domnul Mozăceanu. Domnul Mozăceanu vă poate spune ce fel de om sunt. Restul rămâne să mă descoperiți dumneavoastră, dacă merit să fiu în fața dumneavoastră, dacă merit să vă reprezint, dacă merit să lupt alături de dumneavoastră. Nu îmi trebuiesc grade, nu trebuie să fiu președintele României în niciun caz. Eu voi lupta până la ultima picătură de sânge ca dumneavoastră să aveți toate drepturile. Voi încerca acum să vedem dacă reușim să-l chemăm pe domnul Ion Butean, care făcea grevă foame pentru noi. Să vedem dacă reușim să-l găsim, dacă reușim să-l interceptăm, pentru că foarte, foarte greu. Din cauza că l-am luat pe el, ăștia nu ne-au mai lăsat și ne-au tăiat tot. Da, încercăm. Butean, Ion, șef, băiatul nostru de la Baia Mare, vom încerca să îl sunăm, să vedem dacă reușim să-l contactăm. Era în grevă foame ultima oară, pentru ca noi românii să nu mai plătim de două ori TVA la apă. Deci gândiți-vă, un om riscă viața, își riscă viața pentru ca noi să nu plătim de două ori TVA la apă. Mă uit aici, încerc să-l contactez, să vedem dacă reușesc să-l contactez, dacă ne va răspunde, îl vom lua în direct, să vedem ce mai face, pentru că ultima oară a fost și a refuzat perfuziile, pentru că dacă accepta perfuziile, îi se întrerupea greva foamei. Deci omul a refuzat perfuziile, era instabil ultima oară când am discutat cu dumnealui. Să sperăm că este prezent. Să sperăm că îl găsim și că putem vorbi. Iată un om care nu bate din palme alături de PNL strigând jos PSD-ul când trebuie să strige jos clasa politică. Un om care s-a pus în greva foamei pentru ca noi românii să nu plătim de două ori TVA la apă. Încercăm să îl preluăm, dar văd că nu răspunde. Mai încercăm o dată să vedem de pe alt cont. Poate că până la urmă reușim.
reușim să-l contactăm. Sunt curios, pentru că nu l-am văzut, nu mi-a mai răspuns. Eu chiar sunt îngrijorat de dumnealui, să vedem dacă rezistă în continuare, dacă nu i s-a făcut rău, dacă nu i-a scăzut glicemia, dacă nu l-a luat salvarea și așa mai departe. Un om care luptă pentru noi. Haideți să-l vedem, dragilor. Să-l vedem. Să vedem, poate totuși ne aprobă Facebook-ul ăsta să-l pot chema. Și internetul lor. Bineînțeles. Din păcate, vă că prost de tot stăm cu internetul. Prost, nu mă lasă să mai încercăm, nu mă las. Nici eu nu mă las. Merită omul ăsta respect din partea noastră. Eu l-am luat altă dată, l-am adus aici în direct. L-am adus aici în direct, v-a vorbit. Omul nu dorește altceva. Nu dorește altceva decât... Dar văd că nu reușesc. Nu reușesc. I-au anulat contul, fii atent aici. I-au anulat contul de Facebook, i-au închis pagina ca să nu putem să-l găsim. Da. I-au închis pagina, dragilor, ca să vedeți de ce sunt în stare javrele astea. Și noi mergem în stradă ca să le aprobăm lor, să strigăm împreună cu ei jos PSD-ul. Vedeți la ce suntem supuși? Deci un om, un român de-al nostru, face greva foamei pentru ca românii să nu mai plătească de astăzi de două ori TVA la apă. Odată plătești TVA 19%, că a intrat apa în casă, pe robinet, după aia mergi la veceu și mai plătești odată 19% că iese apa din casă. Bă, da, nu ți-am plătit odată TVA-ul 19% când am cumpărat apa și când arunc apa trebuie să mai plătești 19%. Deci, ca să vedeți în ce țară trăim. Omul ăsta, pentru lucrul ăsta, pentru că el este pensionar pe caz de boală și nu are bani, spus, eu n-am de unde plăti. Și a luat inima în dinți și a declarat greva foamei și a ieșit în fața prefecturii la Baia Mare și era în greva foamei ultima oară. Acum i-au închis probabil conturile că nu-l mai găsesc. Să vedem dacă văd aici un alt Ion Butean, poate, dar nu este disponibil. În Maramureș, da. Stai să vedem, poate mai scriu o dată Ion Butean. Să vedem, poate totuși omul și-a mai făcut un cont ceva. Văd aici un cont pe care nu pot să-l iau de pe contul ăsta. Nu-mi răspunde. Poate totuși reușim. Băi, băiete. Cum o cheamă pe fixa? Din păcate nu pot să iau legătura, vedeți, dumneavoastră, l-a scos de pe pagina, asta este. Mergem, deci dacă rugămintea mea este ca toți Ioan Butean, ia să scriu Ioan Butean.
La doamna Mihaela, am scris Ioan Buteanu și nu mi-apare, nu mi-apare. Uitați că nu mi-apare aici pe pagină, nu mi-apare. Pe Timon Lipciuc Milano îl caut la, pe Messenger, pentru că de acolo trebuie să-l preiau. Nu mi-apare. Mi-a apărut prima oară, i-au șters contul, asta au făcut. I-au șters contul. Deci uitați ce spune un oficial ONU despre România. Un oficial ONU care vine în România și ne vorbește adevărul, domnul Călin ăsta, domnul Călin, uitați ce spune. România, vă dau ca să citiți, să nu spuneți că spun eu din burtă. Deci, oficial ONU, România este o mină din care se scoate fiecare zi din decembrie 1989 încoace aur. Și când va fi, când nu va mai fi aur, mina se va închide. Falimentul este o chestiune de probabilitate matematică pentru România. Invitat la televiziunea română, Călin Georgescu, directorul executiv al Instituției ONU pentru indicele globale al sustenabilității, a făcut o analiză rece și tăioasă a realității românești de după 1989. Acestea a spus, printre altele, că România este tratată precum o mină de aur de către alte entități, de unde se extrage mereu până când țara va da faliment. Conform acestuia, falimentul României este o chestiune de timp. România este o mină din care se retrage, trăim într-o formă anticultură. S-a pierdut rușinea și s-a pierdut rușinea pentru că lichelele și licheii de serviciu și-au văzut visul cu ochii. Cozile de topor au devenit topoare după 1989 și-au vândut pe mărgele de plastic întreaga țară. România a fost vândută de către cei care au preluat puterea în 1989, apoi și-au dat unul altuia timp de 26 de ani de zile. Au vândut-o cu bună știință. Da? Eu însă vreau să-l întreb pe Călin Georgescu, atenție, de ce l-am pus pe omul ăsta, ca dumneavoastră să vedeți. Acest om este pe eșichierul 3 politic, în piramida care conduce lumea, face parte din Clubul de la Roma și de curând și-a făcut un partid în România, nu știu cum se cheamă, că nu m-au interesat cum se cheamă partidul lui. Un partid cu care el vrea să conducă România. Acest om care ne vorbește că România este vândută, că este în faliment, care este oficial ONU, el spune că vrea să ne construiască România. Sau că mai vrea să vândă, adică el intră pe ultima fază, pe ultima 100 de metri, adică să o vândă de tot. La revedere, România. Da, asta vor să facă nemernicii cu noi. Iar noi, în loc să fim o țară numai frați, simțim cu toți în noua epocă barbară că am fost în viața noastră blestemați să ajungem chiriași la noi în țară. Din tot ce facem nu avem nimic, ne macină străine interese. Făina noastră n-are spor, nici pic, nici pâinea în cuptor nu ne mai iese. Trăim cu toți același tragic simțământ sub politicieni și sub contabili că noi ca neam avem destinul frânt și suntem de prisos și nerentabili. Umil ne cerem scuze de la toți de parcă nu ne-au chinuit o viață și ne conduc niște fanarioți ce pe cei mici trădarea îi învață. Voi nebun, ce vorbe mai îngruji, e spui că ești din neam ce nu se lasă. Când am ajuns în țara noastră slugi și chiriași la noi acasă? Și morți și vii se pregătesc acum, dispuși să emigreze, se arată. Mormintele se pregătesc de drum, din România dezromanizată. Suspuși nu mai au nimic ca sfânt, ca pe cadavre schimbă jurământul. Nu mai avem nici fabrici, nici pământ. Vorbim și limba noastră în altă limbă și acum se aude clopotul fatal. Vin vremuri de urgie și de grindie, din zori, de urgie și de grindie. Pe seara ultimului bal, din zori vom fi români de pretutindeni. Probabil mâine aici va fi pustiu și toți în privegie vor porni-o. Drum bun popor pierdut la un pariu. Adio, mamă, patrie, adio. Ne spunea Adrian Păunescu în poezia sa, Ultimul bal,
Chiar așa am ajuns noi. Chiar așa de umil să fim. Chiar așa de rău să o ducem, pentru că nu suntem capabili să ne luăm țara înapoi, mergem cu PNL-ul în stradă să strigăm jos PSD-ul, când de fapt un lup e mai mare decât celălalt, să le facem rotația din 4 în 4 ani. Da, așa este. Dragilor, eu am obosit, adică nu că am obosit, eu trebuie să mă duc la noapte la lucru, iar fac 700 de kilometri, de aceea o să vă salut. Pentru seara asta vă mulțumesc pentru participare. Vă rog să-mi postați filmul cât mai la multă lume, pentru că mâine seară voi fi prezent aici lângă noastră și voi încerca, dacă nu mâine seară, poi mâine, oricum, în orice caz săptămâna asta, vă scriu la tablă absolut tot programul cap-coadă și îl vom analiza cap-coadă. Și vă voi spune, hai, până la urmă le dăm și mură în gură la ăștia, numai că nu prea ar trebui să le dau mână în gură, mură în gură absolut totul, ce vom face, cum vom face, cum trecem la muncă și cum reparăm țara. Ca să audă și ei, poate că vor face ei. Și sunt mulțumit dacă vor face ei, pentru că e important ca țara să-și revină la normalitate. Dar o țară nu poate să-și revină la normalitate atâta timp cât noi aplaudăm pe stradă homosexuali care își iau limba în gură una altuia și eu trebuie să pun mâna la ochi la copil să nu vadă ce face el acolo, cum întreabă tată, dar ce-s cu ăștia pe stradă? Ce fac? Oare e bine așa? Asta este. Suntem noi capabili să înțelegem că suntem supuși unor tratamente de minte care ne fac să o luăm razna? Suntem sau nu suntem capabili să înțelegem aceste lucruri? Și dacă vom fi capabili să înțelegem aceste lucruri, noi vom putea apăra țara noastră bună și frumoasă. Această mină de aur din care se fură timp de 27 de ani de zile în continuu. Această mină de aur pe care noi românii va trebui să o închidem pentru străini și să o deschidem pentru noi. Această mină de aur care ne va aduce aurul din care noi vom bate moneda românească. Leul românesc adevărat. Da, leul adevărat românesc de aur. Nu hârtii trase la Xerox, pentru că alea nu au valoare, fraților. Nu au valoare. De ce nu au? Păi că nu au. Eu nu mai pot să-ți dau mâncarea pe hârtii. Pentru că așa am fost furați. Nu, îți dau mâncarea troc pe altceva. Cu o mână dau, cu o mână iau. Îți dau mâncarea pe aur, pentru că aurul este cel care trebuie să stea în spatele acelor monezi, acelor bancnote de hârtie. Asta este pura realitate. Băi, cine are controlul și cine știe câte monezi tipăresc americani? Sau câte monezi de euro sunt tipărite? Și le spune, fraților, e 4,50 lei un euro. Și îți trimit în țara ta, tu muncești cu sânge să faci o monedă de aia, care nu reprezintă nimic ca să o câștigi, și ți-o trimite în țara ta și ți-o vinde și tu cumperi practic o hârtie. Pentru că ai o hârtie, la rând nu mai ai nimic. Și până și hârtia aceea îți este luată de către ei înapoi. Iar tu rămâi și fără hârtia aia și deci neavând hârtia aia nu ai cum să schimbi nimic. Deci nu mai poți să-ți cumperi nici mâncare, nu mai poți să plătești nici curent, pentru că au trecut-o în moneda lor, nu mai poți să faci absolut nimic. Vom fi
dacă continuăm în acest sistem, vom fi supuși unor mari nedreptăți. Adică mai târziu se montează chipul aici în deget sau în frunte, așa este scris. După aceea, Dumnezeu cu mila, nu vom mai putea face nimic. Vei merge, acel chip va fi și permis de conducere și orice. Vei merge, ai nevoie de ceva, pui mâna acolo, pac, bi, 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 cum te cheamă, să trăiești, domnul Tomoiagă Vasile. Lazar Vasile, să trăiești. Alina Daniela, să trăiești. La un moment dat îți spune, gata, ai mâncat destul, pleacă, treci la muncă. Nu muncești, apasă pe buton, explodează chipul ori aici, ori în mână și te-o paralizat. Asta vor să facă cu noi. Oare nu ne-am săturat, adică nu putem trăi noi la noi în Borșa, pe pământul nostru românesc, mai frate, acolo unde îmbraci duminica, costumul ăla național. Băi, Vasile Jujuc, mi-e dor de o pălincă de aia periculoasă așa, de la Maramureș. Te invit la mine la Cornaredo când vrei, tu aduci pălinca, eu pun grătarul. Da? Corect? Doamne ajută, Pelicanul Marian, România nu are nevoie, ne spune, de schimbare în sistem, ci de schimbarea întregului sistem trădător și corup. Bravo, domnul Pelicanu, v-ați dat seama. Deci noi trebuie să schimbăm, eu să-i trimitem acasă, domnule. Ne-au furat timp de 27 de ani de zile. Ați văzut? Acum, eu n-am nimic că mulți dintre noastre ați câștigat bani tăind pădurile României și oferindu-le pe gratis lui Weishofer. Dar acum eu întreb, unde sunt banii care s-au făcut pe pădurile alea tăiate? Pentru că ar fi trebuit să existe România. Acei bani, haide să-i băgăm în economia noastră. Nu sunt. Unde sunt banii de pe petrolul care se vinde zilnic la ostreci? Păi nu sunt, că i-am băgat în circuitul economic. Am putea să ne facem o fabrică azi, mâine alta, unde sunt o fabrică autohtonă, românească, unde să muncească românul nostru și profitul să fie reinvestit în România pentru ca reconstrucția unei a doua fabrici. Nu sunt bani. Unde sunt banii pe platou intercontinental al Mării Negre? Nu sunt bani, pentru că au dispărut. Păi, fraților, unde sunt banii pe care îi trimitem noi acasă o dată pe lună și sunt milioane și milioane de euro? Nu sunt. Păi atunci, pentru ce muncim noi? Ce viitor vom asigura copiilor noștri? Păi, nu mai bine crește copilul ăla în țară la tine? Nu mai bine merge la biserică duminică împreună cu bunica, cu mama și cu tata? Nu mai bine mănâncă românește, bea românește și trăiește românește? Decât, bine, ne-am făcut o casă. Corect, avem o casă. Și avem o mașină. Avem și o mașină. Mașina aia, peste 3 ani de zile, nu va mai avea niciun preț. Va fi o tigaie. Casa noastră, pe care am făcut-o și am lăsat-o în România, când mergem în fiecare an, tot trebuie să investim, bac să spargem geamul, bac o căsă o bucată de tencuială, bac să rup ceva la gard, bac nu mai merge cu arba de la fântână și așa mai departe. Mergem acasă, batem un cui cu mâna noastră și rezolvăm problema. Asta este problema pe care trebuie să o facem. Pentru voi, pentru toți care vă aflați la această oră pe internet, lângă mine, o să vă pun imnul Partidului Poporului Forța România. Nu uitați că aici la apelul de seară în permanență se vorbește doar adevărul. Aici ne vom uni, de aici vom pleca, vom merge în țară și vom reconstrui țara de la zero, piatră peste piatră, cărămidă peste cărămidă. Noi, cei care nu avem multă școală, noi cei care muncim aici, noi cei care le facem lași să construim case noi, prin banii noștri de chirie, prin banii noștri de motorină, prin banii noștri de cauciucuri, prin banii noștri pe telefoane, prin banii noștri de mâncare, da? Tot ce lăsăm aici, le lăsăm lor. Noi mai trimitem acasă și trece printre degete, iar când ajung banii noștri acasă, sunt returnați înapoi aici. Veșnic vom rămâne datorii lumii,
veșnic vom avea mari probleme pentru că nu suntem capabili să ne întoarcem acasă la noi. În România noastră dragă, îl salutăm și pe George Iulian de la Mangalia. Vă salutăm pe toți, pentru voi toți, Hora Unirii, imnul Partidului Poporului Forța România, după care pe curând niciodată la revedere, ne întâlnim mâine seară la orele 20, ora României, ora 19, ora Italiei, aici, de la Milano, pentru voi, Timon Lipciu vă spune bună seara sau noapte bună celor care nu mai doriți să stați cu ochii deschiși și doriți să intrați la o economie de vedere. Toate cele bune, ia hai să ascultăm Ora Unirii. Să cu unii creștini.